Legea a fost dată din pricina înmulțirii încălcării de lege. Pentru că oamenii s-au îndepărtat de adevăr. Pentru că Avraam și patriarhii ei aveau un nivel înalt al calității vieții și atunci ei împlineau lucrurile legei fără să fie lege. Înțelegeți? Ei aveau în ei conștiința, cultura lui Dumnezeu. Aveau înțelegere. Avraam a adus zicuială și darul lui Dumnezeu fără ca acest lucru să fie scris undeva. Pentru că el avea aceste lucruri în inimă. Însă mai târziu, oamenii s-au îndepărtat, au început să se îndepărteze de Dumnezeu. La fel cum vedem și astăzi. Pentru ce în România există lege? De ce există lege? De ce lege pedepsește răul? Pentru că există rău. Dacă nu ar fi fost răul, de exemplu, dacă nu ar fi fost crime, diferite lucruri din astea, atunci nu era nevoie de lege. N-ar fi fost nevoie de lege. Legea a fost dată tocmai ca să contracareze anumite lucruri care se întâmplă. La fel și Dumnezeu a văzut că poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat de lege și s-a îndepărtat de acele niveluri și el atunci a dat legea. Deci legea nu în sine, legea lui Dumnezeu nu în sine stabilește anumite lucruri, ci aduce lucrurile la normal care ar trebui să fie și fără lege. Pentru că fariseii când spuneau, se certau cu Iisus, spuneau, dar în lege spune una, dar în lege spune alta, și atunci a fost spus clar că legea a fost dată din cauza încălcării legilor, dar lucrurile ar fi trebuit să fie așa și fără lege. Dacă iubești pe Dumnezeu și dacă iubești aproapele, atunci tu faci lucrurile acestea în mod natural. Nu te nevoie să fie scris undeva, fă așa, să nu furi. Știi? Și atunci nu furi dacă e scris. Nu e scris, atunci nu fur. Că dacă nu scrie să nu fur, înseamnă că fur. În lege nici nu este scris totul. Adică legea unei chestii nici nu poate să gândească cum poate să ajungă mintea lui la anumite chestii. De aia tot legea se completează, se completează, se completează, pentru că oamenii tot inventează. Pentru că de ce? Oamenii n-au aceste lucruri în inimă. Și omul merge pe lege și se uite, aha, unde este o portiță? Aici este o portiță. Hai să intru. Au închis portiță. Stai să caut alta. Hai, au găsit alta. Au închis aia. Stai să caut alta. Și tot așa. De ce? Pentru că omul nu are în inima lui respectarea legei. În inima lui el ce are? Încălcare. Da? Ați înțeles? Și este foarte important să înțelegem lucrul acesta ca să înțelegem perioada legii și perioada harului. Care este diferența între aceste lucruri? Pentru că omul spune că legea nu este valabilă. Dar Biblia spune că legea a fost dată din cauza înmulțirii fără de legii.